Grădinile și curțile frumos amenajate ne dau o stare de bine și o energie pozitivă. În Sibiu a început Festivalul Grădinilor, acolo unde 40 de producători învață pe oameni ce răsaduri trebuie să cumpere, în așa fel încât să transforme curțile și terasele în locuri de-a dreptul magice. Plantele necesită multă răbdare, atenție și iubire, dar rezultatul este pe măsură. Floarea magică, uite, este. De ce îi spune așa? E ceva magic, e frumos, tot timpul stă înflorit. Cât costă o astfel de floare? 30 de lei. Floarea magică e o plantă perfectă pentru curte sau grădină. Înflorește primăvara și rămâne așa aproape până la finalul verii. Ca să păstrăm această atmosferă magică lângă ea, putem să plantăm și un lămâi gigant. Asta e în jur de 700 de grame. Ce fel de lămâi e? Este un soi adus din Ungaria, care am primit acum 16 ani. De la coleg cu plante și de pe planta respectivă am înmulțit toate garnitura. Lămâiul uriaș costă 150 de lei. Producătorii nu au vrut să crească prețul în ciuda scumpirilor din ultima perioadă. Vor să-și păstreze în acest fel clienții fideli. Ne încântă privirile. Da, e frumos. Ați pus ochii pe ceva să vândă? Toate ne plac și, da, în general florile de vară. Avem o oră de când stăm aici, da. Nu ieșim încă din nou. Și mai stăm încă. Să înțelegem că sunt opțiuni pe măsură, practic. Da, orice buzunar și orice. Așa, ce v-ați luat? Mușcate curgătoare. Și o veți folosi la? Le pun pe balcon, să bucure copiii de ele. Vreau să-mi aranjez balconul. Da. Și ați pus ochii pe ceva? Păi am pus, că sunt lucruri frumoase. Nu știi ce să alegi. Poate sunt flori frumoase, proaspete. O plăcere să le privești. Mai vin și mâine. Da? Ce v-ați luat? Ne mai spuneți? Numai petunii am luat deocamdată, că am multe flori acasă. Anul acesta parcă oamenii sunt din ce în ce mai interesați de flori. Caută plante cu anumită semnificație care să-i ajute să se conecteze cu natura mereu. Oamenii au început să caute și culoare, și miros, și textura diferitelor plante, să fie diferite, să zicem așa, efecte senzoriale pe care le poate oferi plantele, atât din punct de vedere olfactiv, cât și să-i ajute, practic. Exact, să-i ajute să experimenteze natura fără să se depărteze de, să zicem, propriul lor cămin. Avem inclusiv consilieri care pot să dea sfaturi la nivel de amenajări, partea de achiziție de plante, de răsaduri chiar. Festivalul Grădinilor de la Sibiu e deschis până pe 1 mai și oamenii îl pot vizita între orele 10 și 20.